discutăm la minutul 91 despre acest meci, despre celelalte partide, despre imaginile zilei care vin de la Buenos Aires, unde 4 milioane de oameni sunt la această oră în stradă sărbătorind titlul mondial câștigat de Argentina la campionatul, la turneul final din Qatar. Spuneam că suntem la minutul 91. Salut invitații mei și le mulțumesc pentru prezență. Viorel Modovan, Basara Panduru, Constantin Zota, bună seara. Încă o dată mulțumiri. Nu v-ați zis. Cine s-ar fi așteptat la rezultatul ăsta? Da, chiar nu te-ai fi așteptat, ținând cont de momentul bun prin care trecea CFR-ul, chiar dacă venea după un egal la Botoșani, dar uite că nu au reușit astăzi să se impună și să treacă peste farul în clasament. Puncte importante pierdute pe teren propriu în fața unei echipe care, din punctul meu de vedere, până în momentul de față, propune un fotbal foarte bun. O echipă foarte echilibrată, atât din punct de vedere defensiv, cât și ofensiv. Vedem un joc dinamic, un joc speculant în anumite momente pe contraatac. Este o echipă care nu întâmplător a ajuns să aibă șanse reale la play-off. În această seară, jocul a fost echilibrat. Nu am văzut foarte multe situații de a marca, nici de o parte, nici de cealaltă. Două echipe, practic, care nu și-au asumat prea multe riscuri. Știam jocul CFR-ului, este o astfel de echipă care, chiar dacă joacă pe teren propriu, nu propune acel fotbal și nici nu a reușit în această seară să urce peste adversar, să controleze jocul, să domine. Per total, eu cred că rezultatul este corect. Practic, ultimele minute din acest joc fac diferența pentru Hermannstadt, acea fază fixă obținută și cu eliminarea fundașului Collinger al lui CFR. Vine lovitura liberă, bătută în careu. O să o analizăm, dar prima dată vreau să-l aud și pe Pandi, da, cu toate așa cu impresii. Nu mă așteptam niciodată la rezultatul ăsta, nici eu. E un rezultat surprinzător. Hermannstadt joacă fotbal de când a început campionatul și nu degeaba are atâtea puncte. Doar că rezultatul ăsta este mare. Nici ei, cred că dacă întrebai la început, nu se gândeau niciodată la un asemenea rezultat. Deși pe final, când joci contra CFR-ului, ai tendința, da, după minutul 90 cel puțin, să te retragi, să încerci să scoți rezultatul ăsta de egalitate. Nu mi s-a părut că a făcut asta Hermannstadt, din contră. Dacă trebuia să joace mingea, ieșeau, jucau ca și cum, cum ar fi jucat în primul minut. Dar aici sunt mai multe lucruri, exact cum spune și Viorel. În primul rând este al doilea cartonaș galben luat de Collinger în prelungiri. După care mingea îi vine lui Malele, o lasă, se duce în corner. După care este cornerul, Bejan dă singur dintr-o poziție în care poate trebuia să fie Collinger acolo. Păi, hai să analizăm pe rând. O să avem separat și fazele de arbitraj, dar vreau să vedem prima dată lovitura liberă. Deci, practic, faultul pe care îl face Collinger. Nu ne interesează neapărat dacă a fost sau nu de galben. Haideți să vedem acel moment în care Collinger își faultează adversarul și Chivulete, cel care a fost central, dictează lovitură liberă. Priviți cronometru, 90+2. Asta este faza. Adevărul că mi se pare o eroare mare pentru că te expui total aiurea tu, Collinger. Nu mă refer la eliminare, mă refer că bași toată echipa adversă în careu prin această lovitură liberă. Cumva și atacantul, neavând o poziție câștigată aici, iată. El este, lovește acolo și Chivulete controlează foarte bine faza. E foarte bine plasat Chivulete. El lovește de ce? Pentru că pare că el este în față, nu? El e în față. El este în față. Și mai e ceva, mingea se duce undeva în lateral. De ce lovești? Nu se duce spre poartă. De ce lovești? Cu cotul stâng îl lovește. Da. Da. Deci aici este o greșeală mare. O greșeală mare. Inutil. Exact. Inutil acest fault în zona aia acolo. Inutil. Pe final de joc. Vedem ce se întâmplă, că este lovitură pentru Hermannstadt, exact cum spuneai tu, Pandi. Și atenție aici, ce face Malele? După ce practic se execută mingea și se șutează la poartă. Se execută, se respinge mingea asta la marginea careului. Urmează acest șut, e clar că mingea e deviată. Cine e? Malele? Că nu-mi dau. Malele, da? E, okay. Malele, acolo care lasă mingea să iasă. De ce? De ce lași mingea să iasă? Nu ne explic. În primul rând are poziționarea destul de proastă. Cred că a fost frică să o
să o lovească, pentru că era prost poziționat și automat putea să își marcheze în propria poartă. Nu înțeleg de ce. Dacă era cumva poziționat invers, putea să o ia pe exterior, dar oricum și așa, nu o lași acolo, încerc să dai mingea respectivă să nu... Oare el vede că e mingea de viață? Mi se pare că el vede alt meci, adică el crede că adversarul trage pentru că ridică mâinile și se și ferește de minge. Și adică apoi, după ce se termină faza, dă să plece de să plece ca și cum... se că au de poartă. Asta înseamnă lipsă de concentrare. Nu, n-a văzut-o. El n-a... Da, e obturat. Nu, el nu vede nimic. Vedere obturată de... El se pune mâinile, ridică mâinile și se trage. Da. Ca și cum tresează și pleacă acum, pună pe 6 metri sau ce faci și hai să vedem ce mai faci. Nu și-a dat seama că e de viață. Nu și-a dat seama. Că el are mingea în picior, totuși, nefiind presiunea de cineva de la Hermannstadt aici, ar fi putut chiar să facă și un stop și tu să nu vezi că mingea este deviat, păi, adică ce concentrezi, era e boa pe direcția 10 seara, poți să nu vezi. Deci uite, era obturat 10 seara, poate să nu vezi. Nu, e câmpul vizual al lui Malele, e obturat de boa aici. Păi da, dar de ce a văzut că nu trebuie să facă nimic așa de obturat. E atât de clară devierea, încât n-ai voie să nu. Nu, și dacă ești concentrat, el se trage, parcă trage puțin, știi? Nu oferă cornerul. Eroare mare a lui Marele. O fi uitat că e Collinger ieșit deja și a zis, lasă-vă că la cornere nu ne dau ăștia. Că nu este bun la fază fixă. Bun la fază acolo întotdeauna, vezi, se spune că nu trece mingea de prim om la corner, când se bate pe prima bară. Uite că a trecut de acolo, tot timpul trebuie să ai un om să sară, să dea mingea respectivă, dar acolo, a sărit, dar era ieșit de cadru. Acolo cred că e o problemă. Cred că Boateng stă la zonă, cred. Bun, pentru dar că, în uite, fața lui dacă acolo este, uite, da? În momentul da, care unde este Bejan? E ăla la 2 metri de Boateng? Asta e momentul. Corect, vine dar eu mă refer pe la omul de pe prima bară. O secundă. Cum se apără CFR? Marcajul om la om sau zonă? Păi cine face om la om? Ia arată un doar, dar și cine arată care spune bine? Arată unul care face om la om. Cine? Foarte bun. Sau cine? Nu vezi nici zonă. Brown acolo, dar ăla nu e om la om, Brown. Ok, zonă, da? Să spunem că, da, unul că face, e zonă, nu? Așa. Zonă, atenție, ce zonă, că iară, ca la FCSB, ții minte că se uitau toți numai la minge? Păi nu, o secundă, nu e zonă ce face Boateng la Bejan? Aia e marcaj om la om, eu nu cred că așa ce arată. Face aici cine e? Nu, hai să ne uităm la Boateng cu Bejan, că acolo va veni mingea. Stai puțin, Dane, indiferent ce faci, tu, zonă, trebuie să stai, să vezi și mingea și adversar. Ce adversar vede aici? Ce adversar? Boateng îl vede? Credem noi că îl vede cu coada ochiului, pe nu? Bejan, eu cred că îl vede. Îl vede Boateng, dar nu? Dar nu-i vede, se duc toți trei ce, pe colțul ce lung. Vede cine e? Roger acolo, când ăștia doi sunt aici. Roger, da, pe cine marchează? Da, sunt trei pe a doua boare, se duc pe a doua. Din punctul meu de vedere, sunt total dezorganizați. Ori nu au apucat să așeze, nu știu, nu înțeleg, dar... Nu, asta e zona. Bine, vezi un număr de 4 jucători acolo. Nu, zona e un 5-3-2, un 4-3-3, știi, puși. Și mai e ceva care am spus exact în timpul cornerului. S-au dus cu 6 în careu. 6 în careu, da. L-ascultăm pe Marius Măldărășanu și ne întoarce să analizăm această fază. Cel puțin pentru cei care au privit meciul. Cum a fost? Cum vă simțiți după este clar că este un rezultat neașteptat. Până la urmă sunt campioni, au câștigat meciul tur de maniera în care au făcut-o. Am plecat în poziție de outsider, era și normal. Dar felicit băieții pentru că au dat totul pentru fiecare metru de teren, au crezut până la capăt, chiar și la acest moment fix. Mulți spuneau pe bancă să ține mingea corner scurt, dar nu, era normal să batem în careu pentru că erau și cu un om în minus, chiar cu Linger, care domina careul la duelurile aeriene și ne-a ieșit. Este o victorie mare, un an extraordinar, cu un play-off în Liga a doua aproape perfect, venind și totodată și promovarea și acest parcurs care nu pot spune că e perfect, mi-aș fi dorit mai mult, se putea mai mult, dar este un parcurs în acest sezon regular foarte, foarte bun. După victoriile astea sonore, memorabile, de-a dreptul, și cu Farul și cu CFR chiar pe terenul ei, credeți că ați mai făcut un pas în a arăta că merita să fiți în play-off și meritați să intrați așa și la zi cu financiar vorbind, adică
Ați merita să intrați în rândul lumii, în rândul echipelor de sus. Nu, încă o dată, am mai spus-o, v-am zis, când se vorbește de partea financiară, nu prea e normal să vorbesc eu, dar atâta timp cât am vorbit și când lucrurile nu erau în regulă, e normal să o spun încă o dată că lucrurile sunt în regulă. Sunt salariile la zi, sunt cesiuni pe bonusul de promovare, primele la zi, mai sunt niște lucruri gen chirii, dar nu se pune problema, lucrurile sunt așa cum trebuie, până la urmă, nu neapărat rezultatele din ultimele meciuri sunt datorită situației bune sau stabilității, pentru că știți cum gândește lumea. În momentul în care se scrie că s-au luat banii sau sunt la zi și apar rezultate negative, lumea spune că nu mai dau jucătorii tot. Nu este adevărat. Dacă se întâmplă asta, este doar o coincidență. Dar cum am gândit jocul, de maniera în care știm foarte bine că CFR-ul forțează foarte mult acasă, jucând și cu doi atacanți, știam asta, a trebuit să schimbăm ceva. Ați studiat bine adversarul, l-ați blocat, puține faze fixe. Toți ne studiem unii pe ceilalți, noi pe ei, ei pe noi, era clar că știm totul despre, dar depindem de detalii, de decizii, am rămas în doi fundași centrali, a trebuit să improvizăm și îl felicit și pe Buti pentru că nu e poziția lui și a jucat acolo, a zis că mister nu mai mă băga niciodată, că n-are repere, undeva fiind prima dată i-a fost foarte, foarte greu, dar au dat totul, s-au dublat bine, am avut momente când am suferit, însă au crezut încă o dată ca și pe început de campionat, când am marcat de multe ori pe final, de data asta la fel au crezut în această victorie. Ce să spun, povestea continuă. Ultima întrebare, ce vă doriți de la Moș Crăciun sau ce vă mai puteți dori după victoria asta și după finalul ăsta de an? Da, vor fi sărbători fericite și dacă erau o înfrângere, la fel erau. Însă ce să-mi doresc? Mi-aș dori ca de la 1 ianuarie să fim așa buni cum suntem în luna asta de sărbători. Că în general, în luna asta suntem altfel cu toții, sufletul mai bun, dar după aceea, în anul următor, 1 ianuarie, parcă revenim la frustrări, la supărări, la reproșuri. În fine, asta îmi doresc. Sărbătorile vor fi fericite, le doresc tuturor și suporterilor noștri și tuturor să aibă sărbători fericite. Eu îmi doresc să fie un an cel puțin la fel de bun ca asta. Mulțumesc! Seară bună! Euforic. Interesant cum comentează faza cornerului. Ești de acord cu el? Da, și da și nu, ar avea de ce să joace pentru că adversarul e în 10. Era deja, ce minut era? 94. Da. Aproape plus, da. Dacă este bătut prost cornerul, CFR-ul pleacă pe contraatac, primești gol și pierzi meciul. Ce trebuia să facă ăla de la corner? Trebuia să o ține acolo, nu? Da. Păi cum adică dacă plecăm pe contraatac și nu au gol, nu am fi zis asta? Vezi, asta păi spun. Da. Acum că au dat gol, da, așa foarte trebuia bine, da. Să țin acolo, nu, niciodată. Hai să-l ascultăm și pe Camora. Da, bună seara. Da, dar meci nu a fost numai asta. Trebuie să asumăm cu toți că azi am fost cu toți penibil. Asta e adevăr, echipa nu a jucat nimic. Ziceam că nu putea să ținem de minge. Nu știu ce să zic, dar adevărul e că n-am fost bine. De la început de meci nu am fost bine. Poate la prima două ocazii, una, două ocazii care am avut noi, dacă dăm gol putea să fie altul meci. Dar adevărul e că azi n-a fost ziua noastră și a fost foarte, foarte greu de digerat. Puțin surprins și de așezarea adversarului pentru că au jucat un sistem nou astăzi, nu? Nu, noi știam că... N-ai vorbit și înainte de meci că era o posibilitate mare să joacă așa cu cinci, că au jucat și așa în cupă și au jucat bine. Noi am studiat adversar, dar adevăr că s-a operat foarte bine, a stat foarte bine tatic pe teren, s-a luptat, dar eu zic că poate au avut mai multă dorință ca noi și asta a făcut diferența. Campionat destul de strâns, ok, cred că trebuie să treceți repede peste înfrângerea asta, că aveți deja două meciuri foarte grele, cum se reia campionatul. Cum vezi tu, te-am mai întrebat și cu alte ocazii, acum că s-a terminat anul, cum vezi tu lupta asta? Cât poți tu acum de calm să fii și să judeci la rece? Diferență mică, adică la jumătățire ar rămâne toate în 4-5 puncte. Da, dar acum e foarte greu să vorbesc, că e foarte, foarte la caut, foarte supărat că n-am pierdut. Vreau foarte mult să ajungem în vacanță și la sărbători pe primul loc, dar din păcate s-a putut acum, cum ai spus, trebuie să
să ne odihnim de multe meci pe care au fost, să revenim bine, să ne pregătim bine, că, cum ai spus, începem cu, deja cu un meci foarte tare și, oricum, dacă câștigăm acolo, putea să trecem din nou pe primul loc pe care vrem noi, dar de seara asta trebuia următor. Dar trebuie să avem o atitudine mai bună, poate și revenim mai bine, că poate multă lume să gândește la vacanță, dar, cum am spus, e vina noastră, noi suntem vinovați, trebuie să asumăm asta și a fost numai vina noastră. Mulțumesc, mersi. Da, l-am stat pe camera. Eu cred că CFR e mai mult decât în grafic în momentul ăsta. Hai să ne imaginăm în vară și eram la startul sezonului, da? Și suntem în acționarea CFR-ului și puneam obiectiva antrenorului. Ce îi ceream? Grupe, da. Și poate. Da. Să facă puncte și bani în grupe. Îi ceream mai mult decât astea? Decât ce a realizat? Conferenț? Nu cred. Nu, ce îi ceream? Nu că ce până la urmă a fost bine. Nu, ceream ceva mai mult decât conferenț? Ținând cont că primele două tururi... Nu știu că e diferență mare la bani între Conference și Europa League. De aia zic că nu, așa la Champions League, nu cred că puteai să-i ceri. Tu zici, Viorel, că puteai să-i ceri lui Petrescu să ducă echipa în... Nu, cred că puteau, dar... Nu, eu zic rezonabil, acolo, așa... Acolo se gândeau. Rezonabil era UEFA. Bine, asta poți să mergi doar cu noroc. Poți să te duci în Champions League, dar să prinzi un meci extraordinar sau să prinzi o oportunitate, eu știu, o eliminare, da, o conjunctură. Poți să prinzi ziua de astăzi, are problema, că poți să prinzi. Nu, dar admitem că practic el și-a atins obiectivul în Europa. Da, fără doar și poate. Poate, chiar și l-a depășit ajungând în primăvară. Dar cei din conducere au fost supărați? Au fost supărați, nu neapărat că s-a eliminarea din grupele Champions League, da, exact. Da. Că s-a deci a fost supărare mare pentru eliminarea din primul meci, după care bucurie foarte mare pentru că și-au revenit. Da. Repede, da. Eu cred că e bine. Da. E bine și Conference League. Eu cred că și în campionat e bine, pentru că n-ai cum să nu ții cont de faptul că parcursul ăsta a fost influențat de parcursul european. Adică dacă te uiți și vezi că ești sub farul, nu e bine. Dar dacă pui contextul, că tu ai avut de jucat 14 meciuri europene, eu cred că e bine. Și dacă mai pui și contextul că s-ar putea farul să nu aibă drept de participare? Da, aia e o discuție. Că așteptăm de la din astea foarte trei bine. Meciuri, din astea trei meciuri, Botoșani, FCSB, Hermannstadt acasă, câte puncte crezi tu că ar fi fost? Targetau ei, nu? Da. Cel puțin 7. 7, da. Și două victorii ai, nu pui cu FCSB. Te-ai trezit cu 4. Te-ai trezit cu 4, nu? Da. Sunt 3 puncte mari pierdute. Da. Te-ai trezit cu 4, dar ele valorează mai mult decât 4. Pentru că ai bătut-o pe FCSB. Cea, cu care da. Te bați... Da. Ai luat 3 cu FCSB, că altfel dacă pierdeai cu FCSB și luai 3 puncte cu Herma, așa de exemplu, nu era același lucru. Da. Era în dezavantaj față de FCSB. Sau dacă luai 6 deci, puncte și pierdeai cu FCSB. E bine, și 4. Nu, eu spun, nu. Nu, zic 4, sunt cam tot 7. Sau sunt cam 5. Pentru că îi ție 5,5, că îi ție. Îi ție spate. Campionatul începe în play-off. Acolo va fi campionatul adevărat. Corect. Se vor diminua punctele și se vor împărți. Corect. Și acolo va fi. Care pe care. Da. Până la urmă. Dar de-a lungul timpului, echipa care a terminat pe primul loc în sezonul regulat, cu o singură excepție, a câștigat campionatul. Cu o singură excepție. Iată că CFR mai și pierde meciuri din fază fixă. Că tot timpul, atunci când câștigă, cum s-a întâmplat cu FCSB, se marșează doar pe chestiunea asta, că de bun e Petrescu. Și că e normal. Câștigă numai din fază fixă. Iată că mai și pierzi din fază fixă. Ai pierdut din fază fixă. Și mai e ceva. Și în ultimile minute. Ceea ce ei câștigau mereu, înscriau minutul 85, 86. Au câștigat multe meciuri. Și s-a întâmplat și la Botoșani. Și, exact. Și la Botoșani. Deci se mai întoarce puțin roata, dar revenind la, și sunt întru totul de acord cu ce a spus Vio și Pan de aici, în general echipele, la 0-0, atunci când joacă cu CFR-ul, de minutul 80-75 s-au retras. Și au permis celor de la CFR să urce peste ei și tăvălugul CFR-ul în ultimele minute conduce la înscrierea golului. E, uite că în seara asta Hermannstadt-ul s-a comportat altfel și de fiecare dată când a intrat în posesia mingii a creat probleme, a vrut să atace, a vrut să ajungă în față și asta cred că a reprezentat o mare problemă pentru CFR și un avantaj pentru Hermannstadt. Două întrebări referitor la CFR. Unu, ți se pare
o echipă mai bună sau mai slabă decât CFR-ul din sezoanele precedente în care a dominat și a câștigat pe bandă rulantă campionatul? Un pic mai inferioară. Mai slabă? Da. De ce? Ce ți se pare că are mai puțin? Parcă avea o altă dinamică și faza ofensivă era mult mai incisivă, mai rezolvau jocurile și în urma unor atacuri bine purtate. Era o echipă mult mai echilibrată, mai solidă și la nivel de defensivă și la mijlocul terenului și la mijlocul. Acolo cred că sunt anumite probleme a CFR-ului, plus că acest sistem pe care îl propun ei un pic este destul de greu de interpretat din câte observ. Au jucat și astăzi cu trei atacanți, pe Birligea, pe Ianca și Malele. Da, bun, vedem o așezare pe hârtie, un 4-3-3, dar nu este un 4-3-3. Și nu știu dacă acești atacanți, până la urmă, și dacă joci 4-4-2, că se transformă la un moment dat, sunt complementari, Malele cu Ianca. Erau mai mult, mult mai echilibrați și mai solizi în zona mediană și în actul central defensiv. Uh-huh. Și a doua întrebare. Să zice că te sună mâine, nu știu cine e patron, președinte la Nant. Și zice, bă, e vreun jucător interesant la CFR care ar putea să facă față la noi? Ai avea să-i spui vreun nume de la CFR? Da, i-aș spune un nume, dar astăzi cred că nici a fost rezervă, nu? Petrila. Păi cred că a fost suspendat. A fost suspendat. Da. Petrila, se pare da. Că e un jucător care ar putea să facă față în Franța? Așa, calități pentru fotbalul occidental are. Are viteză. E Dan Petrescu, la Flash, scuze-mă, Vio. 0-0 nu era chiar un scor ideal, dar poate greșelile alea erau copilărești așa și Colinger și Malele apoi. Și... La Mauro le-am spus că acum jucăm 0-0 e bun și până la urmă e un punct și asta e, să nu facem greșeli. Am făcut și eu greșeli și ei nu trebuia să fac nicio schimbare, în opinia mea, de pizza a doua, pentru că schimbările n-au adus nimic. Deci asta a fost greșeala mea, nu a lor. Ei trebuiau să intre. Și un an fantastic, să încheie așa urât. E clar că și vacanța va fi altfel decât vroiam. O înfrângere care va rămâne mult acolo. Și aș fi sperat mâine să începem antrenamente, nu să stăm acum iar. Ca să câștigăm următorul meci. Că de obicei, dacă pleci în vacanță, după ce pierzi următorul meci, ultimul meci, aia nu mai e vacanță. V-ați certat puțin pe Malele, pe Colinger? Da. Pentru că n-am înțeles la corner ce au făcut. La... Bine, Colinger n-avea voie să ia al doilea galben în niciun caz. Iar la corner, nu înțeleg unde era Eboa, nu știu ce făcea. El era pe 16 metri, că noi eram în 9. Și el trebuie să fie pe prima bară să scoată acea minge. Și de aia sunt foarte supărat. Cum e pentru dumneavoastră, ca antrenor al unei echipe care se pregătește perfect din punct de vedere tactic și ia gol așa? E singura zi că n-am făcut faze fixe în ziua meciului, pentru că a fost prea frig. Și mi-a fost frică și s-a văzut. Am luat gol la fază fixă din cauza frigului. De mâine e 5 grade, 7 grade. Azi erau minus 5. Minus 7 și n-am mai ieșit pe teren. Și când nu ies pe teren, se vede. Plus că toți erau cu capul în vacanță. Asta e părerea mea. A fost un an foarte greu. Toți și-au luat bilete de avion. Au făcut petreceri, au făcut ce au făcut și după meciul cu FCSB nu s-au mai concentrat și până la urmă ne-a dat Dumnezeu ce a meritat, cam așa e în viață. Puțin surprins și de Hermannstadt, dar a schimbat sistemul astăzi, v-au cam blocat, ați avut puține faze fixe, puține ocazii, trebuie să recunoașteți că... Ei n-au avut niciuna. Ei n-au avut niciuna și dumneavoastră mai puține decât aveați de obicei. Dar fotbalul se joacă pe goluri, chiar dacă n-au avut nicio ocazie și ne-a bătut, bravo lor. Ei au știut ce să facă, 10 zile au stat, s-au pregătit pentru meciul ăsta de vineri, l-au pregătit bine, Măldărșanu e antrenor foarte bun. Felicitări lui Sibiu. Asta este realitatea. O ultimă întrebare. Ce vă doriți de sărbători? Știu că sunteți supărat, dar încercați să vedeți așa puțin. Asta era dorința mea, victoria. Altceva nu-mi doresc nimic. Sănătate. Mulțumesc. Da, cumva te confirmă. Apropo de faza... Să treacă de prima bară. Dacă n-ai om acolo și strece mingea, ceea ce s-a și întâmplat, vine adversarul și anticipează, cum l-a anticipat pe Boateng și a devia mingea da, în plasă. Petrescu spune, nu înțeleg ce căuta Eboa, trebuie să fie pe... Oare știa Eboa că trebuie să fie? L-a anunțat cineva și n-a stat? Păi da, tot timpul. N-ai văzut când intri, îți arată. Da? Ok, păi da, atunci... Îți arată tot timpul, nu intri. Sigur. Bun, dacă nu e așa, îți arată unde e poziția. Poate să nu respecte un jucător. Adică e, mă gândesc așa, e logic. Mă bagi în teren tu și îmi spui, vă, te duci și stai la prima bară. Și eu mă duc și nu stau la prima bară.
Cum e posibil? Și vii și își pierde concentrarea. Am uitat. Eu cred că așa o să-mi spui. Cred că nu sunt concentrat, că își pierde concentrarea la faza respectivă. Acolo, am crezut că acolo e mai bine și îți găsește. Nu trebuie să întrebi. Dacă trebuie, îți găsește. Există un răspuns. Răspunsul îți găsește. Tu nu trebuie să întrebi. Uite, vorbim despre CFR, care câștigă campionatul de 5 ani și al 6-lea an probabil o să câștige tot CFR-ul, cu o echipă care joacă fotbal, dar nu cel mai bun fotbal. Și dacă facem o comparație, nu știu, din echipa asta a CFR-ului din ultimii 2-3 ani, anul ăsta, cu campionatul de acum 15 ani din România, eu nu știu dacă era CFR-ul în primele 10 echipe. Poate 10, dar în primele 6 niciun caz. Asta este valoarea fotbalului românesc de acum și consecința o vedem cu toții. Facem nuntă și sărbătoare după ce câștigă și Dumnezeu cu Moldova. Pentru că acolo se văd rezultatele. Mi se pare că acolo la CFR n-ar fi prins primele 5 atunci? În, cred că bateți la sezonul ăla în care FCS Steaua și Rapid. 4, 5, 6, 7. Atunci, da. Când existau și performanțe europene importante atunci. Uite că jucam, nici vorbă. Nu, era CFR mai puternic. CFR-ul a fost mai țăpănoasă. Atunci cu Pașca, ni spuneți. Și după a mai avut perioade bune, dar așa mi se pare și parcă mie că este un regres. Ăsta de acum, comparație cu aia de atunci. Nu se compară. Păi asta. Ce asta spun eu. Nu, ăsta de acum a dus lângă FCSB și Rapid de atunci. Și Dinamo. De asta, nu prindea, nu termina pe 1-2, nu? Asta spune. Nu avea forță. Interesant. Încă o chestiune că ați remarcat, la faza la care Hermașa marchează, totuși aduce 6 oameni în careu. La fază, adică nu e, asta arată că nu e preocupată în primul rând să nu ia gol. Bă, totuși aduci 6 oameni plus executantul. Deci tu practic ai 6 oameni în teren, în care o adversar. I-a lipsit adversarului cel mai important om la fază fixă, pentru că a luat cartonaș roșu. Da. Și a fortificat situația asta. Eu cred că aici e și o indicație dinspre bancă de la Mălda. Pentru că a simțit. Da. Asta da, Yeboah se duce cu omul ăla. El se duce? Sau cine e acolo? Nu, Yeboah e aici, pe linia lui 16. A, cine e acolo? La bară e cineva. Nu, cine e? Cred că Brown e. Da, Brown e, cred că, nu? La bară, primul Malele. E tot, Malele? Malele este de la bară de acolo, cu adversar în spatele lui. Îl duce de acolo, de la bară. Dar tu nu vezi că primul întotdeauna... Da, și noi trebuie să ne uităm aici, la Boateng cu Bejan. Deci, pentru până că să ajungă mingea aia în zona respectivă, cineva de la CFR, dacă a spus Petrescu că era Yeboah, acolo trebuia să stea în zonă, pe prima bară și să nu treacă mingea de prima bară, ceea ce este lege, să nu primești gol dacă nu... Există riscul să primești... Deci nu a avut om acolo. Mingea vine totuși, Bejan dă cu capul de pe 6 metri. Păi da, a trecut de prima bară. E trecută. Trece și de primul om, de Malele și de celălalt care iese de la bară. Și de jucătorul care trebuia să zice că trebuia Yeboah. Trebuia să fie între 6 metri și bară. La 3 metri pe undeva. Deci undeva în situația asta, pe linie, dar pe dreptul primei bare. Nu a fost nimeni acolo. Exact de unde a dat. Poate trebuia Colinger să stea acolo. Nu știu, dar mai e ceva. Uite că totuși, la faza asta, Hermann Stadtu și asigură și bara lungă. Pentru că doi jucători se duc acolo în situația de obicei, care este deviată. Pentru că primul care se duce la asta acolo, e schema lor. E schema lor. Da, pentru că dacă deviază, se uită cum corect, sunt liberi acolo. Dar de obicei, când se execută intrat, mingea vine pe prima bară tot timpul. Cine e mingea ieșită, când e intrată, ce înseamnă? Din zona respectivă, cu piciorul drept, ceea ce s-a și... Nu, problema este a fost că cu drept ce minge intrată spre poartă. Dar trebuia să aibă om acolo, exact de unde lovește cu capul Bejan. Acolo trebuia să fie un jucător de la CFR, să nu treacă mingea. Problema CFR-ului este alta. Dacă nu ar fi dat gol și ar fi deviat-o, tot ar fi luat gol, probabil. Bineînțeles că ești dacă o devia pe bara a doua, tot erau doi jucători acolo. Ei n-au stat bine nici aici, nici aici. Ok, acum întrebare. Scufet, vi se pare că putea să facă mai mult? Dar în momentul când vine mingea de la cap, e puțin complicată. Aici apare că da și că ar avea piciorul și că mai ușor e cu piciorul să dea în minge decât să se ducă cu mâna. Parcă e surprins. Când vine mingea din cap, e
fie mai grea pentru portar. Cred că dacă intervenea cu piciorul... Cu asta spun, că mi se pare că era mai ușor... Să salveze golul. Mi se pare că era mai ușor pentru el să dea cu piciorul. Mi se pare că ar fi putut să scoată mingea asta. El se culcă. Pentru că ajunge târziu cu mâna. Acolo ajunge târziu, când dacă îți dă jos cu piciorul, îți dă jos. Ai și pretenții că a arătat, după părerea mea, că e un portar de mare valoare. Da. Și stă la colțul scurt, adică stă bine acolo. Acolo-i vine. Acolo-i vine, da, mingea, da. Mai avem câteva faze din perspectiva arbitrajului, că am analizat și dacă a fost sau nu lovitură liberă pentru Hermannstadt la acel duel pe care l-a avut Kolinger. În minutul 60, Balaur este accidentat de Iuri. Vreau să vedem acest moment. Cum vi se pare, domnule? Iuri se duce cu intensitate mare. E adevărat că se duce și lovește mingea, numai că după aceea ridică piciorul. Ridică piciorul intenționat, ceea ce este cu totul interzis. Este o... Dar îl lovește? Nu se pare foarte bine. Îl rașchetează. Cu dreptul? Cu dreptul lovește. Cred că în momentul când ridică piciorul cu talpa, îl lovește pe bolar. Aici. Aici. Cred că îl lovește, dar nu se vede foarte clar. Nu, nici eu nu văd cu dreptul. Da. Păi cu mai degrabă cu stângul, poate. Mai degrabă cu stângul. Dreptul. Aici cu dreptul, parcă. Nu, cu stângul nu lovește. Nici cu dreptul, când deja este în rașchetează puțin. Când își ridică piciorul sus. Nu s-a dat nici fault aici. Este nu fault, este și cartonaș galben aici. Ok. În minutul 87, deci cu vreo 7 minute, 8 înainte de golul marcat de Hermannstadt, este această fază la care CFR a solicitat penalti, Chivuete a dat fault în atac. Este un fault în atac. Este o lovire cu cotul spre spatele adversarului. Nu cred că se impunea cartonașul galben, pentru că n-a fost așa de... Ok, e fault în atac. Spuneți-mi, dacă n-a fi fost fault în atac, era penalti? Da. Era? Da. De ce? Pentru că mâna este depărtată de corp și oprește trecerea mingii. E depărtată de corp, ia să vedem. Este. Nu, că n-am văzut foarte atent asta. Nu... Mie mi se pare că mă oprește cu brațul drept, care chiar dacă strânge puțin brațul, e la 20-30 cm. În față așa. Nu mi se pare. Da, nu. Da. Bun. De ce este mingea îi vine în piept sau în brațe? Are brațele strânse, dar sunt la 20 de centimetri. Păi sunt strânse și uie să le țin acum, sincer. Nu, este mingea este blocată de ce? De piept sau de brațe? Păi da. Brațele sunt în spatele pieptului sau sunt lateral? Bun. Dacă nu erau mâinile, mingea trecea? Domnul întrebare. Hai să... Are mâinile așa? Nu, le are puțin în față. Le are așa. Păi, bun. Adică eu nu văd că le are așa. Întrebarea mea este alta. Dacă nu are mâinile aici, le are jos, trece mingea? Și tu știi și răspunsul. Se întreabă numai un răspuns. Dane, dacă este în dreptul pieptului și duci mâinile aici să te aperi, este o altă discuție, dar este lateral, are mâinile în față, cât zici tu, 10, 15, 20 cm, okay. Dar cu mâinile astea blochează trecerea mingii. Asta spun că, cum ai întrebat, e un singur răspuns. Mingea ar fi trecut. Deci dacă n-ar fi fost fault, se impunea penalti. Ok, nu că mă interesa ca idee dacă ce-a făcut... Bun, și ar mai fi practic primul cartonaș galben pe care l-a luat Kolinger, pentru că l-am văzut pe al doilea, la acea fază din minutul 90+4. Aici, avem ce comenta? Nu cred. Ai altă părere decât a mea? Aia nu e o părere bună. Ne-am notat aici. Bun, o să ne oprim pentru o scurtă pauză. Spuneam că o să discutăm despre toate meciurile disputate în această ultimă rundă, runda cu numărul 21. Mai sunt 9 etape din sezonul regulat, cele care se vor disputa începând cu 20 ianuarie până undeva spre jumătatea lunii martie. FCSB Botoșan s-a jucat aseară pe arena națională, a câștigat FCSB greu cu un gol marcat în final de Florinel Coman. O să avem foarte multe faze de arbitraj. Până la faze de arbitraj, însă despre meci. Pani, ce ar fi de extras dincolo de... N-aș vorbi mult despre ce s-a întâmplat, pentru că a fost puțin fotbal. FCSB-ul, după părerea mea, cu puțin fotbal a obținut foarte mult, cele 3 puncte. Botoșaniu probabil cu un joc
bun față de ultimele meciuri, nu obține absolut nimic. Dar aș vrea să leg meciul ăsta de două faze. Sunt două faze. O fază la meciul cu Mioveni, este o schimbare în minutul 25, iese Wydă, intră Ejuma. După 6 minute, Ejuma dă gol. Toți ne întrebăm de ce în minutul 25 schimbare, de ce iese Wydă, intră Ejuma, dă gol. Aseară, în minutul 64, la fel, o schimbare care nu era anunțată de nimic. De ce Ejuma, de ce nu Wydă, de exemplu, Ejuma care făcuse un meci cât de cât bunicel, iese Ejuma, intră Coman, era normal să intre Coman pentru că trebuia să câștigi meciul, dar și Coman după câteva minute marchează. Asta ce arată? E o întâmplare? E cineva miroase lucrurile astea? Cum să interpretezi lucrul ăsta? Că încă nu-mi dau seama. Că tu spui că era logic să fie schimbat Wydă și să intre Coman. Nu era logică nici schimbarea în minutul 25, pentru că în minutul 25, da, indiferent cum o dai, schimbarea nu prea este ok. Wydă nu este un jucător care să-mi spui mie că nu respectă tactic. El dacă face ceva cel mai bine, face tactic cel mai bine. Da. Nu se cer să dea gol, nu se cer să dea vreo pasă de gol, dar tactic stă bine, da? Iese, intră Ejuma. Iese Ejuma, minutul 64, intră Coman și FCSB-ul câștigă. După care, altă fază. În minutul 72 iese Dragu. Mie mi se pare că Dragu, chiar dacă îl văd fricos încă, are ceva calitate, dar este fricos, tot ce face, face cu frică, a fost destul de periculos în meciul ăsta, da? Iese în minutul 72, Dragu, te întrebi de ce. În minutul 81, Sadicu ia cartonaș roșu. În minutul 83, iese Mailat, intră Boli. De ce intră Boli și de ce iese Mailat în minutul 83 când deja este 1-0 pentru adversar? Da, nu, o să ții de rezultat. A, și minutul 88, bagi doi atacanți. Acolo te-ai trezit că de fapt vrei să câștigi. Adevărul că până, mai ales în prima repriză, în toate acțiunile ofensive ale Botoșanului a fost implicat Dragu. Dragu. Cel mai periculos. Și scoți în minutul 72. Asta spun. De ce iese Mailat și intră Boli? Dican, care a mai jucat fundaș central, nu era normal poate să-l tragi pe Dican, îl lăsai pe Mailat și încercai, că nu mai aveai ce să pierzi la 1-0. 1-0, 2-0, tot ai pierdut. Domne, mi-a ieșit fundașul central, Sadicu, trebuie să bag al fundaș central. Păi de ce trebuie să bagi al fundaș central? Îl ai pe Dican, trage-l pe Dican și mergi în continuare, că e minutul 83, tu trebuie să dai gol, nu să ții de 1-0. Corect. După care te-ai trezit minutul 88, că de fapt vrei să dai gol. Și ai băgat pe Petkovski și pe Târcovanu și să vrei să câștigi, dar deja era prea târziu. Asta spuneam, că Botoșaniu joacă frumos, dar m-am cam lămurit și cu jocul ăsta frumos, cu pierzătorii ăștia care joacă frumos. Păi mi-aduc aminte că Stoican și la Mioveni a avut niște meciuri frumoase. Și dacă ne uităm la câte victorii are în toate meciurile astea, păi nu prea găsești victorii, nu? Una la Sepsi? Da. Una la Sepsi, parcă la început, după care nu mai găsesc. De asta spun, am jucat frumos, am avut ocazii. Păi fotbalul e cam pe puncte, nu pe jucatul ăsta frumos, fără să iei un punct. V-a surprins ce spune Florinel Coman la Flash Interview? Ironia aia care e bună, așa ca glumă. Dar faptul că o spune, adică dacă noi o făceam aici, era, da, lumea se amuza. Faptul că o spune Florinel Coman de la FCSB, despre faptul că dacă Mbappé juca la FCSB și ar fi avut prestația din finala cu Argentina, Becali l-ar fi scos. Mi se pare că schimbă un pic datele problemei. Lăs pe Pandi să spună ce a spus înainte de emisiune, că el a scos-o. Mie nu mi-a plăcut și mai cred că Mbappé nu era niciodată schimbat. Dăștea care îi cheamă altfel, dar de fapt sunt Mbappé, pociți așa Mbappé, fake-uri Mbappé-uri, ăștia n-au cum, trebuie să iasă în minutul 20. Dar nu e nici vina lor, asta e altă poveste, că nu e vina lor că cineva îl face Mbappé. Nu, dar mie mi se pare că Florian Coman are dreptate în ce spune. Adică ce, Mbappé exact era vreodată schimbat în minutul 20, ce e dreptate? Nu are dreptate, și să spun de ce, dacă îmi dai voie. Mă rog.
Florinel Coman da. Ar fi trebuit să fie ultimul dintre toți jucătorii FCSB-ului care să spună acest lucru. De ce? Pentru că el a jucat titular și a jucat N meciuri, 100 de meciuri, fără să merite în ultimii 3 ani. Nu mi s-a părut asta. Nu mi s-a părut Mie asta. Mi s-a părut. Nu mi s-a părut. Mie mi s-a părut. A avut niște meciuri proaste, a schimbat toată echipa. Da? L-a schimbat pe Tavi Popescu, a schimbat toți numai ca să-i facă loc pe Tănase. Doar ca să-i facă loc lui Coman în echipă, deși nu merita să joace. Hai să ne gândim în ultimii ani, dacă a existat vreun jucător la FCSB, indiferent de valoarea lui, de talentul lui, de cum arăta, să nu fi fost schimbat la un moment dat și să ne fi întrebat că l-a schimbat pe Cali pentru că s-a enervat că a jucat prost. Dați-mi niște exemple. Dar dăm și tu exemple de jucători care nu meritau să joace și au jucat, exact cum spune el, 10 meciuri la rând titulari. Păi da, sunt două discuții complet diferite. Păi sunt, dar asta spun. Când joci titular îți convine, nu? Sau cum? Când nu meriți și joci 10 meciuri titulari, e bine? E bun Becali? Când te bagă 10 meciuri titulari fără să faci nimic în niciun meci? Fără să dai un gol cu Ani? Dacă e facem bine? Discuția strict de Coman, ți s-a întâmplat? Nu, s-a nu apare? Vorbim de Coman sau de Ionescu sau de Popescu. Vorbim de un jucător care într-un an de zile nu dă niciun gol, da, din poziție de vârf, de extremă, de ce joacă, dar joacă 10 meciuri la rând titular. E bine atunci? A, e bine atunci, nu? Atunci... E bine, da. El are dreptate în ce spune pe fulgi. Nu, la un moment dat trebuie să te scoată, de asta spun, Dane, că nu poate să te bage de 100 de ori într-una. Ok, a și fost forțat, dar... Eu vreau să spun așa. Dacă o luăm ca o glumă, hai să o luăm ca o glumă. El ca o glumă a spus-o. Da, gluma a spus-o, de el are un alt substrat. Da, pentru că a spus-o el. Pentru că a spus-o el, când fiind acolo în interior. Mbappé nu e schimbat niciodată, niciunde. Nici măcar în finală, că nu face nimic. Credeți că Florinel Coman a spus chestiunea asta și cu gândul că își poate forța plecarea? Posibil. Cu siguranță, da. Păi, dar ce trebuie să faci ca să forțezi? Deja ai făcut. Nu trebuie să spun asta ca să forțeze plecarea. El a obținut foaia aia cu 3 milioane. Ce plecare să mai asta? Să-i dea alta cu 1 milion? Da. A, păi... Aia i-ar fi dat-o de prima dată, de un de milion. De prima dată, că dacă tu faci niște declarații... Dar l-ai auzit pe Coman. El nici n-a spus că mai vrea să plece. El a spus că mă duc în cantonament, fac un cantonament bun, nu știu ce. Păi nu, pentru că 3 milioane în momentul ăsta el știe. El a crezut probabil. El a crezut probabil că atunci când se duce îi dă o foaie cu mai puțin bani. Când a văzut 3 milioane își dă seama și el și toată lumea care e în jurul lui că în momentul ăsta e greu să primești 3 milioane pe el. Costele, l-ai cumpărat dacă ai avea 3 milioane? Pe Coman? Da. Dacă ar avea doar 3 milioane, nu cred că l-ar cumpăra. Nu, dacă ai fi... patron la un club. Aici, ca să cumperi un jucător bio, trebuie să vii cu niște rapoarte făcute de 3-4 specialiști diferiți și pur analizezi rapoartele. Nu, nu, lăsând la o parte rapoartele, corect. Nu mai intrăm în rapoarte. Din ce ai văzut în momentul de față la Florinel Coman, ai dat 3 milioane pe el? Da, nici nu poți să te gândești. Poate să dea cineva, nu știu, un milion pe el, care e foarte mult, 1,5 milioane, doar că îl crede și are o afinitate pentru el și aduce aminte cum juca acum 4 eu ani. Eu poate un milion aș fi dat, dacă am o afinitate. Depinde și mi-aduc aminte echipă. Când era mai mic. Pentru afinitate, pentru afinitate un milion. Când era mai mic, așa aș fi dat, da. Un milion, da, 3 în momentul ăsta... Da, pare greu. Nu, 3 e mult. Altă discuție interesantă pentru că... De-abia au dat 3 pe Tănase, nu uita. Da, și era golgheter. Care era golgheter. Două ediții. Dăduse 40 de goluri în 2 ani. Altă discuție foarte interesantă, pentru că înainte de meci a fost aici în platou Mihai Stoica și a fost întrebat despre faptul că Vlad a intrat în astea 3 meciuri în care Târnovanu a fost accidentat, că a apărat bine și acum dacă există un semn de întrebare în interiorul FCSB-ului, cine să apere după pauză? Și mie mi-a spus da, există un semn de întrebare. Evident că în prima etapă în 2023 Târnovanu va fi apt. Vlad va fi apt? Cine crezi, Vio, că ar trebui să fie titular? Dacă stăm și ne uităm și ieri la meci, vedem că Vlad a avut niște intervenții extraordinare. Ok, pe altfel n-am pune foarte discuția importante, asta, da. Care a ținut în viață echipa aia. FCSB a trăit periculos. Da, i-a salvat, dar eu cred că tot pe mâna lui Târnoveanu m-aș duce. Uh-huh. Pandi. Vlad, pentru ce a făcut în meciurile astea când s-a apelat la el după o perioadă destul de lungă, pune o presiune, cred, pe cam pe toată lumea.
Acum, cum îl vezi tu ca patron? Că nu contează cum îl văd ceilalți. Da. E foarte simplu, da? Așa. Cum îl vezi tu ca patron și de unde ai primit oferte în ultimul timp? Dacă ai primit pe Târnovanu 3 milioane, 5 milioane, s-au primit un exemplu, probabil că nu stai la nicio discuție și îl bași pe el în continuare. Ăsta este lucru care contează cel mai mult, cred, în momentul ăsta, mai ales la FCSB. Așa cred și eu. Dar Vlad pune o mare presiune în momentul ăsta și arată și spune, practic, m-ați dat la o parte, dar sunt aici. Sunt prezent și apăr. Și parcă fac, okay, și am și înțeles ceva, parcă fac mai puține greșeli decât înainte, pe care le făceam înainte. Dar e corect ca Vlad să-și recapete postul de titular fără ca Târnovanu să greșească? Pentru că Târnovanu a stat la coadă abia atunci când Vlad a greșit, a putut să intre în poartă. Aici, da, e o discuție, pentru că el lipsește pentru că este accidentat, exact, nu pentru că a greșit. Da. Ți-amintești, vorbeam noi înainte de finală, da? Konaté face o semifinală excepțională. Da. Omul meciului, da, salvează mingea aia prin fața porții, toate alea. Vine Upamecano. Upamecano nu joacă pentru că are gripă, COVID, ce o avea. După care în finală ce faci? Îl bași pe Konaté, care a făcut un meci extraordinar acum 3 zile, care s-a antrenat zi de zi, sau îl aduci pe Upamecano, care era titularul, care jucase bine tot timpul, dar în ultimele zile nu s-a mai antrenat? Și atunci și Deschamps a zis, băi, ăsta e titularul, pe ăsta îl bag. Probabil că și aici este puțin diferit de în a-l scoate pentru că a greșit. Dacă îl scotea pentru că a greșit, Vlad începea sezonul. Dacă greșea, înțelegeam. Da. E, acum cu accidentarea asta și cu ofertele alea, tind să cred, chiar dacă există o problemă în momentul ăsta și Vlad pune presiune, că tot Târnovanu va fi... Trebuie să-i se acorde credit. Cui? Lui Trunova. Da, și nu, și ok, e accidentat, s-a apărat bine, n-ai asta cum. Și există și chestiunea asta. De foarte multe tu practic ori, ești pe radarul unor echipe care s-au interesat de tine. Bun. Tu practic dându-l la o parte, validezi un portar pe Vlad care deocamdată nu ți-a arătat că atrage niște echipe. Ceva. Vlad a Târnoveanu și-a câștigat poziția de titular și și-a consolidat-o pe întregul parcurs al turului. Vlad, având de suferit greșelile pe care le-a făcut, nu? Da. Cred că trebuie analizat în felul următor. Vlad trebuie să rămână la momentul ăsta numărul 1 să continue, dar Vlad Târnoveanu, dar Vlad și-a câștigat prin aceste 3 meciuri în prestațiilor poziția de a putea intra în teren atunci când greșește Târnoveanu. Pentru că dacă Târnoveanu acum 3-4 etape greșea un meci, tot el apărea în continuare. Și asta e o discuție interesantă. Asta la portar e o problemă. Cu stai puțin să așteptăm greșeala și după aia așteptăm greșeala lui Vlad, nu? Asta este o mare greșeală. Asta nu există la portar. Așteptăm greșeli, noi nu? Așteptăm greșește ăsta, intră ăsta, greșește. Păi bun, dar Vlad acum a dovedit că poate să intre. Așteptăm greșeala, nu? A greșit, stai puțin, greșește primul meci Târnovanu, îl scoatem, da? Pentru că Vlad apărase bine. După care al doilea, a intră Vlad, al doilea meci greșește Vlad. Iar îl scoatem, îl băgăm pe Târnovanu. Nu primul meci, dar dacă greșește Târnovanu două meciuri la rând îl scoți? Asta spun. Și după aia dacă greșește Vlad două meciuri la rând, îl scoatem. Păi atunci ce faci? Îl lași pe un portar care greșește mereu? Păi la portar asta e problema, că la portar trebuie să te duci cu un portar, nu există. Acum schimb, portarul joacă două meciuri, ălalalt că e bun și el joacă două meciuri, îi schimbăm de fiecare dată. E greu la unde portare, vezi așa ceva? Unde mai vezi așa ceva în lumea asta? Loris greșește și el, îl schimbă frate cineva pe Loris. De Gea ăla a greșit și el a greșit cu grămada. L-a schimbat în 10 ani, nu, i-a făcut și contracte de 30 de milioane pe an. E complicat la portar să-i tot schimbi așa când greșesc. Eu lucrurile, din punctul meu de vedere, și cum îmi plac mie lucrurile, portarul numărul 1, portarul numărul 2. Așa le văd eu. Și dacă portarul numărul 1 greșește, îl schimbi? Îl schimb, dar mergi pe mâna unuia. Adică el e numărul 1 și dacă, normal dacă îți greșește non-stop, normal că nu mai e numărul 1. Dar așa... Dar Vlad a făcut greșeli mari de tot. Mari, nu. Adică nu greșeli că stai puțin. Nu, greșeli mari de tot. Așa e, da. S-au pierdut. Și o spui de la început. Acceptă bine, nu acceptă iarăși bine, dar sunt portari care acceptă să fie numărul 2. Asta este. Depinde de viziunea fiecare antrenorului. Vlad nu accepta la un moment dat acum o săptămână. Păi nu, asta se poate întâmpla 2. Așa acum în această iarnă. Să spun așa, vreau să joc dacă nu vreau să plec.
evident, el e sub contract. Mai că un jucător nu prea poate să... Și în momentul ăla, FCSB e într-o... Bă, dau, lasă să plece undeva unde să joace, ca să-l țin cu forța rezervă, pentru că el acum are tentația de a fi titular după prestațiile astea bune. Deci, a, 100%. Da. Mite pretenții, clare mite pretenții. Are pretenții acum, acum zice eu sunt cel mai bun, trebuie eu să apăr. De ce mă scoateți din poartă? El întreabă. Băi, mister sau Nea Gigi, de ce mă scoți din poartă? Da. Dacă mă scoți, atunci lasă-mă să plec. 5 milioane. Dacă vrei să mă scoți, lasă-mă să plec. Da. E posibil și asta să se întâmple. Se poate întâmpla asta. Spuneam că sunt foarte multe faze de arbitraj. Aș vrea să vedem faza golului. Pentru că avem o suspiciune. Nu dau seama exact, Coman îi face ceva lui Scheroni sau pur și simplu Scheroni cade de unul singur? Nu, Scheroni cade de unul singur. Deci Coman nu îi face nimic, nu? Nu, Coman, că nu e Ronnie Coleman să îi dea la o parte pe toți. Nu. Și cum cade așa singur? E preocupat de minge, se duce pe direcția mingei, nu... Da, premergător acestei faze în care FCSB a marcat, Botoșaniu a avut o situație de a marca. Da. Imediat, deci la intervalul de imediat la atacul FCSB-ului, după combinația care asta era frumoasă. Care era și lui Dragu sau care? În Nu, dar și pasta trebuie apreciată aici. Da. Pasta. Da, minutul 77, da. la cornerul acela, cele trei șuturi, cu Roman, mai e și un, un șut al lui Dragu la colțul scurt și iese corner din... Remarcați pasa lui Octavian Popescu, nu? Minutul 67 a fost. Dar totuși vedeți de unde pleacă acest gol? Că spui că jucăm fotbal, pleacă dintr-o degajare a lui Daua, sau mă rog, o minge aruncată... O minge lungă jucată. O minge lungă. În față. Că de la Daua nici nu te aștepți să dea undeva. Că exact. Bune să nu, dă dea. Dă undeva. Da, exact. Da, nu, este... undeva anume. De undeva da, dar deci undeva anume. Daua dă să scape de minge, o aruncă în față și de aici iese golul. Da, ok, pasa e... Pasa lui Octavian Popescu deosebită. Da. Da, o să vedem acum cum o să rea colegii... Da, și Florinel cum pleacă la un 2. Nu le vedem pe astea cum pleacă la un 2. Se intercalează bine acolo între cei și doi cum fundași. Hai să mai vedem o dată de unde pleacă la faza. La o parte pe amândoi fundașii centrali. Practic mingea lungă a lui. Iată, de aici. Dar cum o dă? Deci asta zic. De aici pleacă. Nu râdeți. Dar țigănașul ce face? Că putea se retrage și țigănașul, nu? Problema e pe defensivă. Deci am văzut niște găuri la FCSB. Ia uite ce... De... Ce incredibil, ce zmeu așa înălțat, așa. Patache. Patache e acolo? Da, Patache. Patache, nu? Bun, minutul 50. Botoșani nu are o ocazie, să vedem, este un posibil hands acolo. Spuneam că sunt multe faze de arbitraj la această partidă. Iulian Călin a fost arbitru. Asta e acțiunea lui Dragu care trage și da, în blocaj. Asta e aia, da. Deci a tras numai în blocaj, Dragu, da. Ieri. Dar, uite și aici, mijlocul terenului inexistent. Cum direct, e asta, domnul? Direct ajungem la apărarea adversă. Mie nu mi se pare că este penalti. E că vine în picior, dar da. nici da. Nu se vede. Nu mai insistăm că nu se vede foarte bine. Tu 54, posibil penalti pentru Botoșani. E, asta e aici o fază, este o fază incredibilă, faza asta. Vreau să văd ce îmi spui la faza asta, că cred că și omul care se uită nu mai înțelege nimic. Vede un hands, nu vede hands-ul, după aia un roșu, nu e roșu, după aia un penalti, nu e penalti. Și alegi mijlocul, da? Din trei lucruri care se întâmplă. E fault aici? Mie mi se pare mai mult fault aici. Da, dar din câte am de la spate cred că se vede că lovește. Aici cred că se vede. Că aici... Vine cu stângul, cu genunchiul stâng, zici? Exact, da. Ia cu genunchiul, da. Pentru că aici cu genunchiul este foarte inteligent și el are mingea în fața lui sub control. E fault aici. Este fault, eu ce spun? Acolo nu, la piciorul drept nu. Dar ba da, și la piciorul, și la piciorul drept și piedică și dă. Cu piciorul stâng vine și îi dă în spate. Uite aici, piciorul drept nu îl pune în față? Da. Pentru că aici el normal... Uite, piciorul drept aici îl pune în față. Nu cred, nu? Dar pune se uită la VAR drept. Și dictează o secundă. Nu, talpa nu pune aici, dacă asta este faul sau nu. Cum vi se pare? Mie mi se pare faul. Și mie mi se pare. Pandi? Și mie mi se pare. Deci aminte că e... Deși când te uiți de prima dată, nu îți dai seama. Bun. Trebuie să vezi. Deci ar fi trebuit penalti. Da. Numai că, practic, premergător acestei faze este un moment la centrul terenului și acum vedem... acea fază în care Oaidă este faultat.
Wydad, pardon, Omrani. Da, dar și la Wydad trebuie să ne întoarcem. De ce? Pentru că Wydad pune sau nu mâna pe minge aici. Pune mâna pe minge, trebuie să vedem și asta, sau păi nu și contează. Ce asta spun, da, contează, e, dar să spun că trebuie, omul se uită și vrea să înțeleagă de ce păi ne-am oprit de, la cea din mijloc. Și atunci îi găsim o explicație, să-i dăm. Chiar dacă pune mâna pe minge... Dane, omul se uită la meci și vede așa, o problemă, pune mâna pe minge. Să dăm la o parte faza cu Omrani, o șterge, să spunem că nu s-ar fi întâmplat. Da. Ce relevanță are Hensul Wydad? Nu, pentru că mingea rămâne la jucătorul. Omul întreabă, dacă Wydad a pus mâna pe minge, așa, de ce nu dăm hands? Păi știi de ce? Pentru că mingea rămâne în avantajul Botoșanului, da. În avantajul Botoșanului, rămâne la el în picioare. Uite, rămâne la el în picioare când Omrani e în piciorul lui. Ce rămâne Pandi, la el în picioare? Relevant, a scăpat spre poartă? O secundă. Mingea rămâne între el și Omrani. Pandi, nu rămâne relevanța la el. Acestei faze este dată de acordarea unui penalti, că altfel exact nu ar fi discutat fazele astea. Asta eu înțeleg ce spui. Iar Hensu este care în favoarea Botoșanului. Vrea să înțeleagă. Păi da, dar n-a rămas în post. Ce a rămas? Uite-te aici. Da, m-a rămas în posesia mingii. Nu putea să se ducă la VAR să spună dăm lovitură pentru Botoșani. Da. Că nu era de competența VAR, înțelegi? Am înțeles. Okay. Eu trebuie să înțeleg. Eu trebuie să explicăm lucrurile astea toate. Ca să fie clar pentru spectator. Da, pentru că omul vede un Hens. Dacă e Hens aici, după care vede un cartonaj roșu, care de fapt nu e cartonaj roșu, și după aia vede un penalti. Și nu mai e nimic din tot. Mai departe, se analizează dacă este fault la Omrani, da? Da. Ok. Este fault? Ok. Ce să discutăm? Nu, că luăm... E de galben sau de roșu? Exact, e galben sau roșu? Eu cred că este de roșu. Deci credeți că e de roșu? Da. Bun, și eu cred la fel, dar nu și asta cred că e de roșu. Ok, e important ce și asta. Ce dacă a dat în minge? Poți să dai tu în minge, ce e asta? Este o... Depinde și piciorul. Ce decizia, Călin? Arbitru? Da. În mod normal, aici trebuie să acorde lovitură liberă directă și cartonaș roșu. Bun, și decizia lui este cartonaș galben. Cartonaș galben. Ok. Am primit foarte multe mesaje aseară. Da. Inclusiv din lumea fotbalului, că într-un fel și asta m-am mirat. În care să mi se spună așa, că este o mare eroare a lui Călin, da, pentru că a anulat posibilul penalti cu această lovitură nedând cartonaș roșu și nu e de competența VAR dacă n-a dat roșu și deja a dat doar galben. Păi nu e de competența VAR pentru că este vorba de penalti, exact. Noi discutăm penaltiul. Exact, asta l-am explicat și eu. Exact. Nu, lucrurile sunt clare. Păi nu te că sunt clare pentru dumneavoastră, da, pentru mine, pentru, dar okay, sunt oameni care nu păi știu atunci asta. Atunci ai explicat tu. Deci, da, pentru ce s-a dus Călin la VAR? Pentru a vedea dacă acordă penalti sau nu. Exact. Da? Pentru că dacă nu era acest fault, de care noi am spus că este roșu și el a acordat cartonaș galben, atunci el a acordat penalti. Deci pentru penalti s-a dus la VAR. El s-a dus pentru penalti de ce? Pentru că nu putea să analizeze această fază înainte. Exact. Pentru că dacă el nu consideră că e penalti, faza asta nu poate fi sancționată. Că nu mai intră în competența VAR. Eu asta spun. Hai să le explicăm oamenilor asta că trebuie toată lumea să înțeleagă. Bun. De ce nu-i hands, de ce e asta, de ce e asta. Și adică așa lui nu putea să-i pune prima dată faza asta. Pentru că dacă îi puneau faza asta și el zicea e galben, după care spunea nu e penalti, era încălcarea protocolului, exact, VAR. El trebuia să vadă prima dată fază de penalti, exact, să spună e penalti. Dacă e penalti, vezi că e o fază înainte de penalti pe care tot tu trebuie să o apreciezi. Și el a apreciat-o cu galben. Asta a fost aprecierea lui. Noi spunem că e roșu și mie mi se pare roșu aici. Numai că doar că puteau să-i spună, vezi că e o fază de roșu. Cum ai văzut-o, cum ai apreciat. Dacă o vede aici, ce trebuie să-i mai spui? Că e cum o vedem noi aici. Trebuie să-i mai spui lui Călin, vezi că e roșu. Uite la de roșu de ce? Pentru că a dat în minge. Și l-a păcălit. N-a controlat faza, n-a văzut bine. Păi asta zic, dai minge după aia, păi da. Uite glezna cum se uie totul. Nu ține piciorul, dar tu nu vezi cum ține piciorul. Nu seamănă faza asta cu intrarea lui Șamed, de la Craiova cu Chindia? Mi se pare chiar mai sus pus piciorul decât îl pune Șamed. E urât rău de tot, n-ai cum să scapi fără cartonaj roșu aici. Păi cum? Bun, și minutul 81, al doilea galben pentru Sadiku. Oricum e foarte interesantă faza aceasta. Da, am văzut-o mai devreme, da. Foarte interesantă. Aici văd o gestionare destul de proastă a fazei.
și văd că decizia disciplinară este luată doar la intervenția jucătorilor. Așa pare, da. Pentru că, în general, dacă tu controlezi faza și vezi că este o acțiune sancționabilă cu cartonaș galben, tu știi că trebuie să acorzi cartonașul roșu. Nu oprești jocul și nu acorzi cartonașul roșu, doar când este o ocazie iminentă de gol. Aceasta este o ocazie periculoasă, dar nu știu dacă merita lăsa jocul să continue. Mai e ceva, că poate el nu știa că Sadiku mai are un galben. Dane, nu. Ziceți că nu? Știa? Nu există. Păi la Hoșcă arbitru... știa toate galbenele pe care le-a dat în Olanda, Argentina? Nu există să nu știi. Da? Da, bineînțeles. Ok, ok. Nu există la nivelul ăsta să... E prostă gestionare, după părerea mea, uitați aici, uitați-vă la arbitru. Inclusiv după terminarea fazei, el nu dă senzația că scoate repede galbenul. Acum vin protestele. Da, acum vin protestele, după care... Vine și... Că dacă el ar fi fluierat imediat corner și ar fi întors imediat cu mâna la buzunar, înțelegeam că a lăsat faza, dar știa că trebuie să-i dea galben. Dar pare într-adevăr că dă cartonașul la intervenția, la intervenția jucătorilor. Oricum, faze interesante pe care a avut de judecat Călin. Bun, discutăm și despre CSU Craiova-Chindia. Că aici o să avem o fază care seamănă foarte mult cu intervenția asupra lui Omrani, numai că aici, cred că din camera VAR, dacă nu mă înșel, în camera VAR s-a aflat Hațegan și a intervenit, s-a dat roșu. Chiar vreau să vedem. Haideți să vedem acea fază, că practic sunt foarte asemănătoare și vedem că acolo Călin practic a judecat faza și a dat cartonaș galben. Aici, în timpul meciului, Florin Andrei a dat galben, intervenția sa lui Shamed asupra lui Hanca, Hațegan l-a trimis la VAR și a scos roșu. Și asta este chiar mai ușor. Mai ușor, am zis. Și e mai jos piciorul. Este mai jos și este statică. Dane, acolo îl păcălește faptul că dă în minge. Aici nu dă nicio minge, aici n-ai ce să mai vezi. Da, dar asta, pentru aici că el consideră că de fapt dă în minge și că se duce piciorul ăla, vezi, Doamne, fără să vrea. Nu, da. Asta e o mare greșeală, nu vrea. Piciorul ăla s-a dus că vrea. Da, dar faptul că a dat în minge, faptul că a dat în minge l-a păcălit. Dar nu trebuie să te păcălească, pentru că a vrut să... Aici îl calcă, ok, vine întârziat, un pic că l-a ciupește mingea, vine cu capac. Dar faptul că nu mai e minge aici... Știți ce cred că mai e aici? Cred că am discutat, nu știu dacă ați fost după meci. Faptul că Florin Andrei aici e trimis la VAR, spunându-i că e roșu de Hațegan, practic nu trebuie să mai ducă. Exact. Adică tu, Florin Andrei, fără experiență, îți spune Hațegan, vezi că e de roșu, mă duc la... și am o autoritate, e ca și cum eu arbitrez și în cabina VAR e Colina și spune, vezi că nu e galben, ce ai dat, e roșu. Bun, sau dacă era Florin Andrei contează în camera VAR și spunea lui Hațegan, ce spune Hațegan? Nu mai mă duc, stai în banca ta. Nu neapărat, dar nu avea... Bă, nu mai mă deranja, bă, ce zi, bă, nu mai mă deranja. Crezi că nu contează asta? Dacă doar să arbitra și în camera VAR e Colina sau e... Păi contează, sigur contează. Păi bineînțeles că contează. Autoritatea... Păi și ce faci, nu te mai duci doar că e... Nu, te duci, dar ai o greutate totuși când îți spune Hațegan că e roșu sau îți spune X, care poate n-ai mare încredere în el sau nu a însemnat foarte mult în arbitraj. Eu zic că contează. În fine, de Craiova Chindia, ca meci, până la urmă câștigă... Da, câștigă Craiova. A doua victorie consecutivă cu Dragoș Bon la timonă. După 1-0 la Mioveni, câștigă 3-0 în fața Chindiei pe teren propriu. Schimbă sistemul de joc dacă la Mioveni a jucat în 4-2-3-1. De data aceasta joacă un 4-3-3 acasă. Ies doi jucători care au fost titulari la Mioveni. Căpățână intră Anca, Rivaldino intră Nistor. Se vede acest lucru. Meciul este controlat de către Craiova, dar cea mai adică prima ocazie o are Chindia pe un contraatac, o centrare a lui Mihaiu. Mingea este reluată foarte slab de către Popadiuc, putea să termine acțiunea mult mai bine. După care, minutul 21, vine golul lui Crețu, primul gol al lui Crețu din centrarea lui Hanca. O centrare foarte bună din partea dreaptă, dar apare singur el în careul de 16 metri. Nu știu unde erau fundașii de la Chindia la acea acțiune. Imediat, la interval de 6 minute, se face 2-0. O minge pierdută de celea la centrul terenului, recuperată de Crețu, care pasează excelent pentru Marcovici. Și da, pot să spun bravo Marcovici. Un gol de clasă, un gol
marcat cu multă finețe, are această abilitate și este jucătorul care vine cu astfel de execuții. Un gol foarte frumos. Imediat, nu trece mult timp și minutul 32, Celea ratează penaltiul. Un penaltiu pentru Chindia, puteau să revină în joc, să facă 2-1. Nu a fost cazul. A vrut el să-l execute, cred că a apăsat de greșeala pe care a făcut-o la marcarea golului 2 de către Craiova. A vrut să se revanșeze, dar nu e bine niciodată să fii, eu știu, să dacă te vezi că ești într-o pasă proastă, mai bine lași pe altul, poate altul reușea să înscrie. Deci se ratează acest penaltiu, i-a ducea în joc, făceau 2-1. Iar pe finalul primei reprize mai au o situație foarte bună la un corner cu capul Obiang și scoate vătăjelul de pe linia porții. A doua repriză este la latitudinea Craiovei. În minutul 62 marchează și Mitrea, tot după o fază fixă. Un joc controlat, așa, în totalitate de către Craiova. Avem și o eliminare a lui Șamed în minutul 43, jucând în inferioritate numerică, deja lucrurile se complică pentru Chindia. Oricum, Chindia de remarcat faptul că au 7 meciuri, dintre care au 3 egaluri și 4 înfrângeri, după un parcurs remarcabil de când a preluat echipa, Tony Petra. Deci sunt 7 jocuri de când nu au mai câștigat și mă refer aici și la jocurile din Cupa României. Dar au avut și meciuri destul de complicate. Meciurile, da. Meciurile serie, când intri în seria asta din primele clasate... Craiova reacționează, văd că după plecarea lui Mirel Rădoi, fac 6 puncte, 4 goluri marcate, 2 reprimite. Pandi a avut mână bună, că la data trecută... Nu, dar eu cunosc că am lucrat cu el. El și prima dată, că am mai vorbit, prima dată când a venit la Iași, parcă și acasă, tot la fel, 1-0, 3-0 sau 3-0, 1-0, ceva de genul ăsta. Acum la fel. Și a spus, de ce să nu-i se dea și lui o posibilitate de a antrena echipa? Pentru că omul ăsta chiar a fost lângă toată lumea. Mie mi s-a părut că a venit Regencamp. L-am sunat, zic, băi, ai venit înapoi la Craiova? Păi de ce? Păi am văzut echipa, era ca și pe vremea ta. Tot un 4-3-3. Dar asta spun că Dragoș Bon, care e un băiat inteligent, care e un craiovean, a luat de la toată lumea câte ceva și uite că are rezultate. Și de ce să nu-i se dea și lui o șansă? Dar aș vrea să fac un lucru acum, pentru că țin la Marcovici. E o perioadă în care poate să reflecteze și mi-aș dori să înțeleagă lucrurile astea ca el să devină mai bun. Vă întreb așa și îmi răspundeți doar cu da sau cu nu. Este talentat Marcovici? Da, fără doar și poate. Este talentat? Da, nu cred că poate să spună nimeni. Este talentat? Corect. Da. Ți se părea că era gras la Clinceni? Nu mi se părea, era gras. Era gras la Clinceni? Da. Era gras la Clinceni? Foarte. Este gras acum? Eu zic că are kilograme în plus. Și eu zic la fel. Da. Atunci trebuie să înțeleagă că n-are nimeni absolut nimic cu el. Este păcat de talentul pe care îl are și să audă asemenea lucruri. Și păcat că deja avem o problemă cu atacanții și nu găsim atacanți de clasă. Pentru că țin la el și că vreau ca el să devină un jucător important în România, trebuie să înțeleagă un lucru. Nu are nimeni nimic cu el. Dar nu poate să meargă așa în continuare? Să auzi, acum 3 ani, când a jucat el, da? Și acum toți de la masă au spus același lucru. De ce, Marco, le dai voie? De ce nu dai goluri și îi pui pe toți să vorbească doar de golurile tale? Doar tu ești de vină. Ce spunem, bravo de fiecare pune dată. Pune mâna și fă treabă, marchează goluri, că asta trebuie să faci. Uta Rapid 1-1. A meritat Rapid punctul scos la ultima fază? Se avează un punct pe finalul jocului, practic minutul 94. Până minutul 94, Uta câștigă 1-0 la o minge jucată în spatele apărării de către Ciobanu, apărării de la UTA. Grigore speculează acea acțiune și scoate un penalti corect, zic eu, pe care îl transformă Giugangici. Da, un punct important, un meci echilibrat pe un teren execrabil, un gazon execrabil, mai bine spus, foarte greu. Aici avem o primă ocazie a lui Ioniță,
În minutul 15 a fost prima ocazie. Golul lui Otele, la fel, o minge descoperită, jucată de către Ubic. Asta în spatele apărării, da, în spatele apărării rapidiste. Moldovan trebuia să stea în poartă, să nu... Pentru că ajunge la minge. Aici trebuie să o iei atunci, dar... Nu știu dacă se impunea să iasă... Belu ajunge la minge, de asta spun. Belu se oprește, da, pentru că îl vede pe el, da. Dar Belu e în fața lui Otele la un moment dat. Nu, dar mă interesează așa ca idee. Deci un punct câștigat pe merit. Facem statistică, a fost marcat în golul Mitrovic. Da, eu zic că pe merit. Echilibrat joc. Echilibrat jocul... Ambele echipe. Să vedem faza la care Bârsan a acordat penalti în minutul 94, 90 plus 4. Să vedem dacă Maxim face fault asupra lui Dragoș Grigore, pentru că asta practic sancționează Bârsan. Domnul Zota. Mi se pare că din neglijență îi pune piedică lui Grigore și mi se pare un penalti corect acordat. Speculat bine Grigore acolo, da. Experiență, s-a interpus pe direcția de alergare a, exact, are mingea a jucătorului. E urât piciorul ăla, dreptul ăla, stâng. Nu? Stângul? Da. Nu, dreptul ăla, nu? Nu, dar este clar. Deci mingea este în fața, da, lui Grigore. A lui Maxim, dreptul, da, ăla... Mingea este în fața lui Grigore. E urât lăsat acolo, adică ăla te face să dai penalti, nu? Piciorul drept al lui Maxim. Da, piciorul pe gambă. Rămâne acolo, știi, într-un fel așa, care nu e natural, adică... Prin acel contact îl împiedică pe adversar. Și atunci... Aveți tu, oferi penalti, minutul 94, mingea... Pleacă unde ies undeva în afara terenului. Uite, uite cum are piciorul drept. Experiența aici, experiența lui Dragoș Grigore. Îmi pare, da, că e exact pe piciorul. Petrolul Craiova, vreau să vedem fazele de arbitraj. Și aici au fost niște faze extrem de interesante. Ișvan Covaci a fost arbitru de centru. A fost și nevoie de intervenție VAR. Avem 4 faze și aș vrea să le comentăm. Minutul 55 este un posibil penalti pentru Petrolul, dar nu doar un posibil penalti pentru Petrolul. Da, nu, la următoarea fază. Aici e hand sau ce, ce zici la faza asta? Pentru că îi dă în mână clar aici, dar de ce nu se dă nimic? Pentru că mingea vine din pământ, da, și se vede total intenția jucătorului de a nu lovi mingea cu mâna și de a nu încerca să obțină un avantaj sau să blocheze trecerea mingii. Se vede clar prin atitudinea. Mingea s-ar fi dus în sus dacă nu punea mână? Senzațional asta, da. Nu s-ar fi dus spre poartă, ceea ce este... Și vine din pământ, este așa. Deci nu e penalti. Ok. Gol anulat Craiove pentru offside. Aceasta este o fază foarte interesantă. Mingea ajunge în poartă. Se decide pe soft că cine e acolo? Ganea, nu? Cine? Nu e? Cine? Iancu sau cine era? Iancu. Iancu cu capul, nu? Iancu e. Ok, că Iancu e în poziție de offside și că el influențează pentru că el nu atinge mingea. Nu. Nu influențează portarul? Influențează. Ok. Tragerea de tricou este sancționabilă? Tragerea de tricou? Da. A lui Huja. Păi sigur că e sancționabilă. Și ce? Și nu e penalti? Nu vedem aici. Nu, clar, nu se vede din reluarea asta, da. Hai să vedem celelalte reluări, pentru că de aici nu se vede. Nu, trage ca lumea, nu că îl trage. Da. Aici se vede cât deci de... Deci am admis, e offside pentru că influențează faza, dar tragerea de tricou. Păi normal că tragerea de tricou este sancționabilă. Bun, vi se pare că este penalti? Nu, aici ți se pare că e offside în primul rând? Da. Da, deci este offside, da? Okay. Ok. Dăm drumul. Da. Pe următoarea reluare. Să-mi spuneți dacă ia. Păi nu, dar aici... Uite ce lungește tricou. Da. Se vede. Este penalti? Păi nu este penalti pentru că se sancționează prima... Ce? Offside. Păi nu, offside-ul când el e în poziție de offside. Păi nu. Dar prima dată e faultul, nu? Păi apoi, nu. Cum adică? Nu, nu, este offside. Tu vrei să spui când sancționezi offside-ul. Aici e offside. Dar aici. Offside-ul... Aici. El fiind în poziție de offside, așa, încearcă să el în prima fază e offside. Nu. Este offside. Nu e adevărat. Deci tu ai fi dat penalti, după care te duci la VAR și ce dai? Penalti. Ce să dau? Păi de dacă, ce? Chiar de dacă de e în poziție de offside, de e penalti. De ce nu dă penalti? Pentru că el este în poziție de offside, dar prima dată este foul. Nu, prima lăsăm golul la o parte, că nu ne interesează golul. Păi nu.
Prin ne poziția interesează... el în care se află, el influențează portarul. Și este offside. Prima situație sancționabilă este offside-ul. O secundă, că până să ajungem la influențarea portarului, că nu, până să ajungă mingea în poartă, da? Nu până în poartă, Dane. Păi... Offside-ul se calculează când pasezi, nu. Când lovești mingea. Nu cred. Acum. Ba da? Nu, nu, nu. Atunci ok, eu știu ce spuneți dumneavoastră, dar dacă avem următoarea situație. Da. În momentul în care un jucător centrează, Iancu e în offside, în poziție, da? În poziție de offside. Dacă el e tras până să ajungă mingea la el, eu spun că este penalti. Nu se sancționează poziția de offside. A fost o fază, dacă mi-au gândit, la Craiova cu CFR, finala campionatului. Dar nu înseamnă că dacă atunci data aia a fost corect. Ba da. De ce? Păi și acum n-a pentru dat... că era în poziție de offside și de atunci. Asta spun și acum. Păi poate, a spus, poate au interpretat că acea tragere nu e penalti. De aia l-am întrebat pe domnul Zota dacă îi se pare penalti. Tragerea asta de tricou, când oprește adversarul, când face aici, pare... Și mie mi se pare că tragerea ar trebui sancționată. Deși, poate că a interpretat-o că nu e... A, nu știu. Nu face tricou, nu poți să zici că lungește nu. Puțin, lungește puțin, lungește. Mânecaie lungită. În fine, în minutul 82. Pentru mine, interesant este că această fază a fost la VAR. A fost, da. Da, și atunci au sancționat, au analizat ambele situații. E asta. Aici. Că și asta a fost la VAR. Ce e aici, da. Irobiso e în poziție de offside. Este în poziție de offside, okay. Este pe traiectoria mingii și influențează portarul. Cu ce? Irobiso este la 11 metri de portar. Da. Cu ce îl influențează? Spuneți-mi mie, cu ce îl influențează? Mi se pare că îl influențează. Și de ce? Da. Pentru că el nu vede mingea, n-are control. Da. Vede tot timpul. El greșește. Da, tot timpul. El greșește. Așa mi se pare și mie că vede mingea tot timpul. Da, Pandi. Da. Numai că mingea se îndreaptă spre Irobiso. El trece la o jumătate de metru de el, iar el are o mișcare în momentul... Deci, atacantul are o mișcare a corpului în momentul în care mingea trece pe lângă el. Și atunci îl face pe portar să ezite în luarea unei decizii. Este la 11 metri. Este 8. Da. Acum, dacă e la 11 metri, dacă e la 20 de metri și el de face la fel... Eu știu că contează foarte mult și distanța față de portar. Este adevărat. Dar, ce să spun, este o fază, ca să, Jair, ca să fiu Jair, și cu, Jair. Aproape de ceea ce spuneți voi, în zona gri, dar este mai mult offside, adică eu mă duc în 80% spre offside. Că influențează. Da. Și știi de ce? Pentru că el are mișcare când mingea trece pe lângă el. Iar el este spre direcția în care portarul se uită și îl influențează pe portar în luarea unei decizii rapide în ce direcție să ducă. Mie mi se pare că portarul niciodată nu este, n-are nicio treabă cu Irobiso. Și că vede mingea tot timpul. Așa mi se pare și greșește. Fundașul craiovean care se apleacă, ok, se apleacă ca ce? Să nu devieze el sau... Eu nu spun că nu vede mingea. Că e pe direcția fundașului, ăla se apleacă. E un fundaș craiovean acolo care se apleacă. Păi se ferește, se ferește viu. E frică de minge. Se ferește, da. E frică de minge. Cum să faci? Păi uite, uite se pune în genul când el închează. Când tragă ea la poartă deci... să o scoată cu capul sau Van Dijk. Ce faci? Nu te ferești, păi te ferești, poate îți dă una în frunte. Și mai bine te ferești. Și mai avem eliminarea lui Jair, tot cu intervenția VAR, pentru că acolo Ișvan Kovac oferease doar fault. Bine, aici este o lovitură. Da. Urâtă, cu pumnul în spatele adversarului, a sperat că nu este văzută de arbitri, de... Bine, da. Kovac a venit de la Campionatul Mondial și s-a dus direct la VAR. Da. Bun, clasamentul. Toate echipele au 21 de meciuri disputate, nu mai avem restanțe, mai sunt 9 meciuri de jucat în primăvară, cum vă spuneam, de fapt începând din ianuarie. Farul este campion de iarnă, priviți diferența numărului de înfrângeri dintre Farul și celelalte echipe. Mi se pare foarte interesant chestiunea asta. Deși e un singur punct, sunt 3 meciuri mai puțin pierdute pentru Farul față de CFR și față de toate celelalte echipe. Asta în primul rând. Numărul de goluri marcate de Farul iarăși este important. Echipa cu cea mai bună defensivă este Sepsi, care este în afara play-off-ului. Iarăși interesant, da. Și asta. Și echilibru incredibil. Nu știu, de la locul 9, de la voluntari în jos până la locul 15, dacă se înjumătățesc punctele, practic rămân toate echipele în 3 puncte. E adevărat că mai sunt meciuri, dar... Ce vi se pare cel mai surprinzător la acest clasament? La ce nu te-ai fi așteptat din ce vezi aici, Pandi? Bravo Farului, nu mă gândeam că termine pe primul loc după 21 de etape.
CFR FCSB acolo, da. Bravo Rapidului, iar locul 4. Bravo Hermannstadt, locul 6. UTA nu cred că are echipă, de locul 15. Chindia a ieșit repede de acolo, dar încă are mari probleme cu toate victoriile alea înainte de... La fel de da, repede s-a întâmplat da. Orice. În rest cam, cam asta, da. Cam nimic deosebit. Mulțumesc mult, domnilor, pentru prezență. Pirel Moldovan, Basara Panduru, Constantin Zota, vă mulțumesc și dumneavoastră.